Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1 între Orăștie și Deva la finalul săptămânii trecute. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în parapetul de siguranță. Pompierii detașamentului Orăștie au intervenit cu auto specială de descarcerare și un echipaj SMURD. Forțele de intervenție sosite la locul evenimentului au constatat că în autoturism se aflau doi adulți și un copil. Cele trei persoane au fost evaluate medical la fața locului și nu s-a impus transportul acestora la spital. Autoritățile recomandă să evitați plecarea cu autoturismul din localitate în perioada când sunt anunțate ninsori sau viscol.